ce se află în apa care curge la robinetele constanțenilor. Astăzi a venit rândul brașovenilor. Apa de la robinetele lor conține, la fel ca și la Constanța, reziduri fecale și pesticide. La periferie însă localnicii au descoperit în pahare chiar și râme. Din comerț este curată. Inspectorii sanitari veterinari Brașov au descoperit streptococ și materii fecale în apă plată comercializată în magazine. Aceleași probleme au fost semnalate și în cazul la jumătate din izvoarele de apă potabilă ale județului Brașov. În ceea ce privește apa îmbuteliată, inspectorii au dispus retragerea de pe piața locurilor cu probleme. Apă zi de zi, ani de zile, acești contaminanți ai apei potabile își vor arăta, dacă vreți, colții, să spunem așa, în boli extrem de grave, în boli metabolice, în boli tumorale, boli cardiovasculare, înseamnă accident vascular cerebral, înseamnă infarct de miocard, înseamnă obezitate, înseamnă cancer.